Inspirată din modelul finlandez, cutia bebelușului salvează vieți. Introduse de Asociația SAMAS, cutia este oferită mamelor în situații vulnerabile, împreună cu informații despre îngrijirea corectă a bebelușului și despre alăptare, fiind echipată cu peste 60 de produse de îngrijire pentru bebeluși și mamă, hăinuțe și jucării. Și vorbim mai multe despre acest program de succes cu Sânziana Ioință Ciureț, director executiv al Asociației SAMAS. Bine te-am găsit, Sânziana! Bine am revenit la tine, Dana. De-abia aștept să povestim despre acest program absolut minunat, cât bine faceți voi pentru mamele care nu au posibilități, pentru că știm cât este de greu în momentul în care devii mamă, te copleșești toate cele, griji, emoții și așa mai departe, plus resursa financiară, care de multe ori știi prea bine că scârție. Și atunci este minunat cum v-ați gândit voi la acest program. Așa este, dacă ai trecut prin asta, din papuci de mamă sau din papuci de tată. Am ști așa cu lista, nu? Exact. Lista este destul de lungă. Desigur, pentru bebeluș e nevoie de părinte, de iubire. Și de lapte. Lucrurile sunt destul de simple. Da. Dar întotdeauna avem nevoie de câte un instrument pe care să punem mâna. Fie că e vorba de un scutec, de o cremă, ca să nu mai vorbim de ajutorul de care toate avem nevoie în momentul în care avem un micuț fără instrucțiuni de folosire. Așa este. Este o perioadă în care ai observat că cei mici au foarte multe lucruri de care au nevoie, da? Că trebuie să-i faci toaleta, că trebuie să-l schimbi, multe scutece, exact. Nu știu, uleiuri, creme, tot felul de minuni. Și voi v-ați gândit să le puneți frumos în această cutie, da? Inspirată din Finlanda, da? Pentru că ei oferă așa ceva. Exact cum spuneai, n-am inventat noi acest program, dar ne-am simțit inspirate de succesul pe care acest program l-a avut. Finlanda l-a implementat încă din anii 30, dar l-a implementat în cadrul unui sistem. Noi cumva construisem la sistemul de cadre medicale, pentru că noi facem formare de cadre medicale pe teme perinatale. Perinatal înseamnă înainte, deci în timpul sarcinii, în timpul nașterii și după naștere. Și investim în cadrele medicale, în asistente, în moașe, pentru a avea informație actualizată și a putea oferi servicii pentru viitorii și proaspeții părinți. Dar aveam nevoie de un instrument pentru a fi alături și de mamele care poate nu își permiteau toate produsele de care e nevoie ca să fie o mamă bună. Și atunci acest program din Finlanda ne-a fost de mare ajutor, pentru că ideea este să încurajezi mama să aibă o relație cu un cadru medical, să vadă periodic cadrul medical, să mergem la acele consultații din timpul sarcinii, de exemplu. Să participăm la cursuri prenatale, de exemplu la curs despre alăptare, cursul despre puericultură, puericultură însemnând îngrijirea bebelușului, dar și după naștere să revenim, fie că e vorba de consultul de lăuzie de la 6 săptămâni, dar și până atunci pentru o consiliere în alăptare, de exemplu, ca să ne asigurăm că dăm cea mai bună hrană bebelușului nostru. Câteodată și lucrurile acestea sunt costisitoare până și la oraș, dar apoi în alte părți ale României. Cutia bebelușului, cum spuneai și tu, vine împreună cu aceste servicii. Și acesta e avantajul. Hai să deschidem cutia, să vedem ce aveți acolo. Și marea mea plăcere. Uite, mai spui așa, printre picături, cam câte mame au beneficiat, nu, de cutie până acum? Am început să ne gândim la implementare din anul 2018, iar în 2019 au plecat primele cutii ale bebelușului. Asta este lista aceea, acea listă pe care noi o facem înainte să naștem. Exact. Bine, înainte să naști, tot așa te interesezi de la alte mame care au mai născut, mă, tu ce ai mai avut nevoie, ce să mai iau, te mai gândești, mai citești și așa mai departe. Exact. Dar uite că vine direct exact. Aici. Aceea este lista cu ceea ce se regăsește în cutia bebelușului. Lui. Cred că o să regăsești produse pe care le-ai cumpărat. Cu siguranță. Avut, copilul mic. Salta, cearșaf, păturică, pilote. Exact, de pentru toate. Că cutia se așa transformă în pătuți. Da. Nu este doar o cutie de la un prieten care știe de ce ai nevoie și are și dare de mână. Așa. Da? Este o cutie care se poate transforma într-un pătuț. În Finlanda foarte multe mame o folosesc pentru că a intrat în cultura lor. E simbolul că societății finlandeze îi pasă, se bucură că ai un copil și iată, ți-a oferit tot ce ai nevoie pentru asta, inclusiv pătuțul. Și acționează așa precum un co-sleeper, adică pui cutia lângă patul tău să simți bebelușul acolo lângă tine? O
așezi acolo unde, da, unde ai nevoie. De exemplu, pe laterală noi am inserat niște indicații de folosire care se găsesc și într-un material pe care nu cred că l-am la mine. Da. Procesul verbal de predare a acestei cutii, unde, pentru că noi ne folosim de orice oportunitate să facem educație. Uh-huh. Tragem indicațiile de folosire pe marginea cutiei. Le repetăm într-un document așa formal cum este procesul verbal. Nu ratăm nicio oportunitate de a face această educație. Și tu vrei să spui că acolo în cutie există și salteaua necesară pentru, da, cutie? Da, o să ți-o arăt, da, imediat. Așa, ia să mă vedem. De exemplu, avem niște acolo produse... Da, uite, foarte utile, da. Și sunt produse care și după perioada de nou născut, de copil mic, îți sunt folositoare. Așa în este. Casă. Așa este. Întotdeauna avem o jucărie. Ce drăguț! Fiecare copil merită o de-abia jucărie. De-abia așteaptă să o ranței copila și... Exact. Așa, uite, și de asemenea, cărticica. Ce drăguț! Am început cu elementele acestea drăgălașe pentru că de multe ori... se primesc, da, produsele, poate de la frați mai mari, de la verișori și așa mai departe. Și uneori uităm de elementele astea de suflet. Așa faptul este. Că orice copil are nevoie de educație, faptul că orice copil are nevoie și are dreptul la joacă. Exact. Vedeai mai devreme, spuneai de șervețele umede, da, scutece. Să știi că am reușit să punem și de fiecare dată încercăm să îmbunătățim cutia bebelușului, adăugând alte și alte produse. Observ că ați mai adus ceva nou, nu-i așa, de data trecută? De când am adus mai multe lucruri noi. Da. Avem două pachete de scutece, pentru că sunt consumabile, să folosesc rapid. E fluxul mare, ca să zic așa, în primele luni. Exact. Da? Și ne gândim, dacă vorbeam despre educație, ne gândim și la ce se poate, și sănătate, ce se poate întâmpla unui copilaș a cărei familie nu are așa multe resurse. Vor folosi mai puține scutece, copilul e posibil să facă iritații. Exact. Lucrurile merg mână în mână. Mai avem acolo și pentru mămică, am văzut că ați pus niște... Așa, voiam să-ți arăt, da, salteaua. Ia să vedem. Într-adevăr, avem și pentru mămică, avem diverse produse cosmetice pentru... care îi sunt dânsei, da, necesare. Pentru perioada de lăuzie, exact, da, absorbantă postpartum, da, absorbantă de sân. Avem în această gentuță, avem tot felul de cosmetice. Da, uite ce drăguț, creme, nu? Exact, creme de sân, șampon pentru mamă, pentru că și igiena ei este extrem de importantă, dar și confortul ei este extrem unele de important. Unele mame de-abia apucă să-și facă un duș în primele luni. Și când își permit să-și cumpere aceste produse. Așa este. Ce voiam să-ți mai zic, toate produsele pe care le introducem, de exemplu această gentuță, ea nu este doar un suport pentru produsele lichide pe care le punem înăuntru, dar poate este o gentuță termo, da, care poate fi ulterior folosită pentru transportul apă, unui biberoane, vaccin. Diverse, da? Da, un sandwich când merge la grădiniță, nu e așa? Așa este. Adică toate produsele acestea, cele care nu sunt desigur consumabile, pot fi folosite pe termen lung și pot să aibă sens într-o casă de oameni. Cum s-ar zice, sunt bune la casa omului. Sunt bune la casa omului. Așa este. Aici avem hăinuțe, un set de hăinuțe de newborn. Vreau la să fel, le văd, să-mi aduc aminte rog, de perioada de bebeluș. La fel și săculețul acesta poate fi refolosit. Da, cum să nu spui acolo lucruri pe care vrei să le iei după tine în parc? Ia să vedem. Exact, body. Exact. Asta este, acesta este un sac de dormit. De dormit, da. Este, ce drăguț este important să avem genul acesta de produse. Da. De exemplu, am scos o păturică pe care o aveam în cutie și am introdus un astfel de sac de dormit. Pentru că îi dau mult din membre. Exact. Da? Și pentru a evita sau a limita riscul de moarte subită a bebelușului atunci când bebelușul, unul dintre factori fiind acoperirea feței cu diverse pături și așa mai departe. Așa este. Acela este un sistem de înfășat. Ce drăguț. Știu că ai avut mulți invitați cu care ați discutat și despre somnul bebelușului și al copilului, despre sisteme de înfășare și așa mai departe. Din nou, este foarte multă educație care se poate face și unul la unul. Normal. Și ne folosim de aceste produse pentru a fi suport pentru informațiile pe care le oferim. Și bebețică.
Dumnezeule, ce drăguță! Mi-aduc aminte. Gândesc la diversificare. Uite-te cât este de mică căciulița asta. Uite-te tu puțin așa. Atât de mic e căpuțul copilului. Și aceea este una de 1-3 luni. Avem și una mai de 3 luni. Și uite-te la body-urile astea. Sunt absolut adorabile. Dumnezeule, cât de frumoase sunt. În cutie încercăm să avem produse de culori unisex, pentru că cutiile noastre sunt și pentru fetițe și pentru băieți. Pe o parte cutia este roz, pe cealaltă parte este albastră. Ca să împăcăm pe toată lumea. Ca să împăcăm pe toată lumea și să ne concentrăm pe ceea ce este esențial. Așa este. Eu ce să zic, eu vă mulțumesc în numele mamelor care se uită la noi pentru că le faceți viața mai ușoară și lor și bebelușilor. Și uite, vreau să te mai întreb un singur lucru, așa cum poate lua legătura mamele cu voi ca să beneficieze de acest program. Vă invităm atât pe mamele care ar putea să beneficieze de acest program pe cutiabebelușului.ro, acolo se regăsesc și detalii despre program, cât și formularele de înscriere. Derulăm asidu programul în 10 județe din țară, dar avem și în București și zona limitrofă, în București noi având sediul. Chiar ieri a fost un curs la sediul nostru, cum ziceam, dăm atât educație cât și cutie. Mamele care au nevoie de acest program și care vin la parcurg cursurile noastre pot primi cutia bebelușului. Deci e un cadou care aduce alte cadouri. Ce frumos, minunat, Sinziana, îți mulțumesc din suflet că ai venit astăzi la noi și mă bucur tare mult că am vorbit despre acest proiect minunat. Salutări tuturor celor de la Asociația SAMAS. Vă mulțumim foarte mult. Și te mai așteptăm cu mare drag. Vă așteptăm pe site. Mulțumim frumos. Să vorbim despre alergiile la copii și revenim.